Primele zile din septembrie vor fi caniculare, fiind așteptate temperaturi de până la 36 de grade Celsius. Dar apoi vremea se va răci în toate regiunile țării, fiind așteptate și ploi, arată meteorologii pentru perioada 31 august-13 septembrie. În Maramureș, după primele trei zile caniculare, în care temperaturile vor atinge la amiază valori medii de 34-35 de grade Celsius, vremea se va răci ușor de la o zi la alta. Prin urmare, maximele diurne vor coborî spre 22-23 de grade Celsius între 9 și 13 septembrie, valori ce vor caracteriza o vreme normală sub aspect termic pentru a doua decadă a lunii septembrie. Regimul termic nocturn va avea o evoluție similară, fiind în scădere de la 17 grade la începutul perioadei de prognoză spre 10 grade la finalul acesteia. În intervalul 3-13 septembrie vor fi ploi aproape zilnic, dar între 7 și 9 septembrie acestea se vor semnala pe arii extinse și izolat vor fi mai importante cantitativ.